Roman, capitolul 8. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, că ar trăi nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după îndemnurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile Lui. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul acesta și rog pe fratele Ruben Păunovici să ne conducă în această rugăciune de binecuvântare. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul. Amin. Pentru mine, sărbătoarea aceasta este foarte importantă și trebuie să vă mărturisesc că am așteptat rusalile cu toată bucuria. Pentru că rusalile sau coborârea Duhului Sfânt este o sărbătoare fundamentală și mai mult decât sărbătoare, rusalile sau coborârea Duhului Sfânt în lume și în inima ucenicilor este un fapt, un adevăr incontestabil pe care trebuie să-l sărbătorim și fără de care nu putem să devenim creștini. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă în această după-amiază un mesaj pe care îl consider foarte important pentru fiecare dintre noi. În capitolul 8 din Romani, în versetul 13, Duhul ne spune așa, Dumnezeu ne spune așa. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Amin. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Amin. Mesajul din această seară l-am intitulat așa, Jertfa care doare. Jertfa care doare. Motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Știți că la nașterea din nou,
orice om care se pocăiește și îl primește pe Domnul Iisus Hristos în inima lui, în momentul când Domnul Iisus Hristos vine în inima lui, vine și Duhul Sfânt. Ei, la nașterea din nou, prin pocăință, doar așa, prin pocăință și prin credință, vine Domnul Iisus. Însă Domnul Iisus Hristos niciodată nu vine singur. Domnul Iisus îl aduce și pe Duhul Sfânt în inima noastră. Însă, adevărul pe care aș vrea să mă rog ca Dumnezeu să îl înrădăcineze adânc în ființa noastră în această după-amiază, este acesta. Când Duhul lui Dumnezeu vine în inima mea, Duhul lui Dumnezeu îmi dă puterea să aduc înaintea lui Dumnezeu jertfa care doare. Jertfa care doare. Când citim în Vechiul Testament, în Cartea Genezei, la capitolul 22, când citim istoria lui Avram, a Sfântului Avram, din Vechiul Testament, în capitolul 22, istoria lui Avram începe din Geneza 12. Și Dumnezeu îi promite tot felul de binecuvântări. Avram se supune lui Dumnezeu, pleacă. Când Dumnezeu îi poruncește să plece, Avram spune, iată-mă. Și Dumnezeu zice, pleacă din țara ta, din lumea ta, din tradiția ta, din rutina ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Și Dumnezeu nici nu-i spusese țara, dar ăsta pleacă. Pentru că el ascultă de Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu îi promite și îi spune, sămânța ta va fi mai mare, mai multă decât stelele cerului și decât nisipul mării. După ce Dumnezeu își ține cuvântul și îl dă pe singurul lui fiu al lui Avram, numele lui este și era Isaac. Zice Scriptura că după ce Dumnezeu i-a descoperit lui Avram taina că urmează, misterul că urmează să nimicească Sodoma și Gomora, pentru că Dumnezeu a zis, Avram este prietenul meu și eu n-am secrete față de prieten. Știți? Asta înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu. Dumnezeu începe să-ți dea descoperiri speciale. Știi? Doar când ești prieten cu Dumnezeu. Când nu ești prieten cu Dumnezeu, normal că ești la distanță, Dumnezeu este metalic cu tine, rece, tu cu Dumnezeu, Dumnezeu cu tine. Însă când ești prieten cu Dumnezeu, Dumnezeu începe să-ți vorbească, să-ți spună intimitățile Lui. Însă după ce Dumnezeu îi explică misterul Sodomei și după ce cea Gomore urmează să nimicească din cauza homosexualilor, a lesbienilor care erau în orășelul acela, după ce Avram intră într-un târg al vieții și al morții cu Dumnezeu, într-o negociere de viață și de moarte cu Dumnezeu, și după ce Dumnezeu acceptă negocierea, Biblia spune, după toate aceste lucruri, Domnul l-a pus pe Avram la încercare. După ce Dumnezeu i-a dat favoruri peste favorul lui Avram, după ce Avram vorbea cu Dumnezeu ca un om cu prietenul lui, zice Scriptura că după toate aceste lucruri, Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avram, ia pe singurul tău fiu, pe ăla pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-l ca ardere de tot pe un munte pe care eu ți-l voi spune. Și Dumnezeu pas cu pas îi spune lui Avram ce să facă. Și când Dumnezeu îi zice, Avrame, ia pe singurul tău fiu, pe ăla pe care îl iubești, după altul, ia pe ăla pe care îl iubești și adu-l ca ardere de tot, știi ce spune Avram? Iată-mă, Doamne! Și-a plecat. Ei, asta este credință. În rest, e apă de ploaie. Și ce înseamnă credință? Când Dumnezeu îți vorbește, tu să spui, Doamne, să trăiți, am înțeles, mă execut. Și să faci ceea ce Dumnezeu îți poruncește, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și ce înseamnă credință? Când Dumnezeu îți spune, pocăiește-te, tu să te pocăiești. Asta înseamnă credință. În rest este religie. Și ce mai înseamnă credință? Înseamnă ascultare de Dumnezeu. Când Dumnezeu zice, botează-te, tu să spui, să trăiți, Doamne, am înțeles. Asta înseamnă credință. În rest poate să fie o religie care nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Însă citind cu atenție istoria lui Avram din Geneza 22, începem să înțelegem cum este jertfa plăcută lui Dumnezeu. Știți cum este jertfa plăcută lui Dumnezeu? Jertfa plăcută lui Dumnezeu este jertfa care doare. Doar aceasta este jertfa plăcută lui Dumnezeu. Am stat și m-am gândit, oare de ce, Doamne, ne cer numai jertfe care ne dor? Care ne costă?
Încă n-am înțeles lucrul acesta foarte bine. Am început să-l înțeleg, nu-l înțeleg 100%, însă când voi ajunge, cel sigur îl voi înțelege. Însă Dumnezeu, în această după-amiază, ne învață unul dintre cele mai importante și fundamentale adevăruri din Sfânta Scriptură, jertfa calendară. Spre surprinderea mea, am descoperit, sau mai bine zis, mi s-a descoperit, că jertfa care nu doare, nu-i jertfă. Jertfa care nu te doare, nu-i jertfă. Observați ce am spus. Jertfa care nu te doare. N-am spus jertfa care nu te costă. O să spun și despre asta. Însă jertfa care nu te doare, nu este jertfă. După ce Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, cu vârșul de sar, acum Dumnezeu îl încearcă și îl testează pe Avram, doar așa cum Dumnezeu știe să testeze. Dar nu îl testează Dumnezeu oricum pe Avram. Dumnezeu îl testează pe Avram pentru a ști nu ceea ce este în inima lui Avram. Și Dumnezeu îl testează pe Avram ca Avram să știe ce este în inima lui. Și Dumnezeu îl testează pe Avram ca noi, istoria și posteritatea, să știm ce era în inima acestui mare și bun prieten al lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că Dumnezeu l-a numit pe Avram, Avram, prietenul meu. Și zice, pentru că Avram a înțeles cum este jertfa acceptată de Dumnezeu. Jertfa acceptată, singura jertfă acceptată de Dumnezeu, singura jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu, este ceea ce Avram a înțeles. Și Avram a înțeles că jertfa, care nu doare, nu jertfă. Unii dintre noi am înțeles creștinismul în total greșit. Și unii dintre noi avem impresia că creștinism înseamnă să vii la Paști, la Crăciun și la Rosare, la biserică, câte vreo două, trei slujbe, că e un pic mai lungă sărbătoare. Însă să știți, fraților, că asta nu-i jertfă. Ce facem noi? Venitul în casa lui Dumnezeu, închinarea în locul acesta, nu-i jertfă, ci este delectare. Amin. Alo? Amin. Nu-i jertfă. Faptul că am venit aici și stăm la aer condiționat, nu-i jertfă. Faptul că am venit aici și stăm pe niște scaune plușate, puțin tapițate și destul de comode, nu-i jertfă. Știți cum este jertfa? Jertfa plăcută înaintea lui Dumnezeu este jertfa care doare. Când Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avrame, iei pe singurul tău fiu pe ăla pe care îl iubești, că Avram mai avea ceva fiu pe acolo, mulți avea. Dar Dumnezeu îi spune și fii atent, îl iei pe singurul tău fiu pe ăla pe care îl iubești, lui Avram, știți ce i-a cerut Dumnezeu? Să aducă jertfa adevărată, autentică, și jertfa adevărată, plăcută lui Dumnezeu, este jertfa care doare. Lui Avram i s-a cerut, Dumnezeu i-a cerut lui Avram să jertfească, adică să omoare ceea ce iubea Avram mai mult. Asta se numește în Biblie jertfa care doare. Jertfa care doare. Ceea ce vă spun în această după-amiază este hrană tare, însă este hrană plăcută înaintea lui Dumnezeu, de care fiecare dintre noi avem nevoie, Doamne ajută-ne. Știți ce am sezizat? Dumnezeu ne cere să aducem jertfă care doare. Adică, să omorim ceea ce este neplăcut înaintea sa. Când Dumnezeu vede că în viața ta, în inima ta, este ceva ce tu îl iubești mai mult decât pe El, Dumnezeu spune, trebuie să-L aduci jertfă. Trebuie să aduci lucrul acela jertfă. Și când Dumnezeu a văzut că Avram îl iubește pe Isaac teribil de mult, a zis, îl pun pe ăsta la încercare. Nu pentru mine, ci pentru el. Că Dumnezeu știa ceea ce este în inima și în mintea lui Avram. Așa că Dumnezeu știe și ceea ce este în inima noastră. Slavă lui Dumnezeu! Când Dumnezeu însă vede că există în viața ta o chestiune care ocupă locul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, trebuie să aduci jertfa care doare. Dumnezeu s-a coborât la Avram și i-a spus, te rog să-mi, n-a zis te rog, Dumnezeu a poruncit și a zis, îl aduci pe fiul tău pe care îl iubești jertfă. Și Dumnezeu a zis, trebuie să îl omori pe Isaac. Sună foarte sadic, foarte sângeros,
foarte canibalic chiar, sună foarte sălbatic porunca aceea. Și era o poruncă foarte aspră, iar pe singurul tău fiu pe care îl iubești adul ca jertfă, și Avram se supune, și Dumnezeu în final, când Avram îi ridică cuțitul și vrea să-l omoare pe Isaac, Dumnezeu pune mâna și spune, stai, stai, că acum știu că te tem de mine. Și ce am înțeles de aici? Lui Avram i s-a cerut să jertfească ceea ce iubea. Fiți atenți. Unii dintre noi, fraților, trebuie să aducem jertfa care ne doare. Asta este jertfa supremă. Trebuie să omorâm mândria noastră. Amin. Am învățat ceva foarte important. Tare mult ținem la mândrie. Doamne, tare mult țin la eul meu. Tare mult țin la punctul meu de vedere. Nu cum știți voi, cum știu eu. Tare mult ținem la orgoliul nostru. Când Dumnezeu vede că ai orgoliu, mândrie sau prostie în inima ta, spune, trebuie să aduci jertfa care doare. Adică trebuie să îți omori mândria, trebuie să îți omori eul. Trebuie să renunți la eul tău și să-l jertfești de dragul meu. Ca să văd la cine ții mai mult, ții la mândria ta, la orgoliu tău, ții la prejudecata ta mai mult, sau ții la mine mai mult. Dumnezeu ne cere din când în când să aducem jertfa supremă, adică să aducem o jertfă care ne doare și ne cere să renunțăm la mândria noastră. Dumnezeu ne cere să renunțăm uneori la rutina noastră și doare. Se pare și spun statisticile că cel mai greu lucru de făcut în viața noastră este schimbarea. Să renunți la rutină. Să renunți la rutina ta cu care te-ai născut tu, cu care te-ai învățat tu. Dumnezeu din când în când ne cere să renunțăm la mândria noastră, să renunțăm la rutinile noastre, Dumnezeu ne cere să renunțăm la psihologiile noastre, Dumnezeu ne cere să renunțăm la mofturile noastre, Dumnezeu cere să aduci jertfa care doare, adică să omori ceva în ființa ta. Și știți ce am citit aici în Roman 8, 13, că ăsta este textul meu de bază, deci așa, dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Amin. Asta se numește jertfa care doare. Dumnezeu din când în când pentru binele tău cere să aduci jertfa care doare. Exemplu. Dumnezeu, dacă ești fumător, Dumnezeu cere să renunți la țigară. Pentru că trupul tău este templul Duhului Sfânt. Amin. Mulțumesc de aminul puternic. A zis Mark Twain, mare scriitor american, zice, păi zice, să renunți la țigară este cel mai ușor lucru din lume. Și cineva a întrebat, cum mai este mare scriitorul ăsta? A, păi zice, foarte ușor să renunți la psihic, la fumat. Zice, eu am renunțat de vreo 200 de ori. Însă, Dumnezeu, din când în când, și fraților, ăsta este creștinism prin Duhul Sfânt. În rest este doi bani. Zice Apostolul în Roman 8 cu 13, dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Asta este jertfa care doare. Amin. Amin. Dumnezeu, de exemplu, își cere să renunți la puțin din porția ta de mâncare. Jertfa care doare, știi? Că altfel ei proporția. L-ați văzut săptămâna trecută, duminica trecută, pe Mike Goforth. A slăbit 50 de kilograme. Și ceea ce mi-a plăcut este că se poate. 50 de kilograme. 50. Și încă vrea să mai slăbească, nu știu cât, vreo 15 kg. Doamne ajute! Dacă mai vine anul viitor, nu-l mai cunoaște deloc. Însă, asta este, fraților, jertfă care doare. Dumnezeu, când vede că ceva nu e în regulă în viața ta, își cere să aduci jertfa care doare. Când citim istoria lui David, din 1 Cronici 21, David împăratul a eșuat lamentabil atunci când a făcut recensământul armatei. Asta se întâmplă în 1 Cronici, capitolul 21. Și la un moment dat lui David îi vine în minte un gând de la diavolul, pentru că Biblia spune că diavolul l-a smuțit pe David să-și numere armata și să-și numere poporul.
Era o atitudine de lipsă de încredere în Dumnezeu și de mândrie. Și asta l-a revoltat pe Dumnezeu și l-a supărat pe Dumnezeu teribil de mult. Și după ce David numără poporul, deși Abishai, șeful armatei, a spus: împărate, nu-i cazul. Nu-i ca că ăsta știa generalului David că nu-i în regulă și că e păcat să numere, pentru că asta înseamnă că David era interesat să-și asume el laude victorilor. Fapta lui David i-a displăcut total lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Dumnezeu a coborât la David și a spus printr-un prorog și a spus: pentru că ai făcut fapta aceasta detestabilă înaintea mea, din cauza mândriei și a orgoliului și a prostiei tale, alege una dintre cele trei pedepse. Să vină dușmanii tăi și să te cotropească câteva luni de zile. Care era a doua pedeapsă? Nu mai știu care era. Așa, dușmanii să mai vină vreo trei luni de zile să-i facă harcea-parcea. Și a treia, trei zile de ciumă. Știi ce alege David? Zice, mai bine să cad în mâinile Dumnezeului celui viu decât în mâinile oamenilor. Și Dumnezeu se ține de cuvânt, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se ține de cuvânt, slavă lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Dumnezeu a pedepsit pe David, trimițând în popor o boală, o ciumă, și a pedepsit poporul, trimițând o ciumă care a omorât 70.000 de oameni din popor. Grav de tot. Imaginați-vă, Timișoara are vreo 350.000 de oameni și să moară 70.000 de oameni, asta este enorm de mult. Un sfert aproape. Să moară un sfert, mai mult de un sfert, este enorm de mult să moară din Timișoara din cauza unui om care n-a fost în stare să-și stăpânească mândria. Și cuvântul lui Dumnezeu continuă și la un moment dat, Dumnezeu îi spune îngerului său, care omora oamenii, care omora oamenii în Israel, spune: opreșteți mâna, destul, opreșteți mâna, trageți mâna. Și cuvântul lui Dumnezeu îi spune mai departe că Dumnezeu îi cerea lui David o jertfă. Și când David ajunge acolo unde se oprise îngerul lui Dumnezeu, în Aria, într-un ogor al lui Ornan, sau al lui Arafna, Iebusitul. Acolo îngerul morții se oprește, pentru că Dumnezeu a poruncit lucrul acela și a spus: destul, trageți mâna. Apare David. Și când vine David, se duce la proprietarul ogorului, la proprietarul acelei ferme, și spune acestui Ornan sau Ravna, cum vreți să-i ziceți, când aude Ornan ăsta necazurile împăratului și ce se întâmplă în Israel, și copiii lui Ornan ăsta erau în ocor și a văzut îngerul, cei patru copii al lui Ornan au văzut îngerul și s-au speriat, au văzut îngerul morții, că urmau ei, Dumnezeu a zis: destul, trageți mâna. Și când vine David la omul acesta, la proprietarul ocorului, și îi spune, și omul ăsta aude ce probleme are împăratul, îi dăruiește pământul, pune carele pe foc, își sacrifică boii și nici nu vrea să audă să primească bani pentru ocor. Însă auziți acum replică. David nici el nu vrea să audă să aducă Domnului o jertfă care să-l coste. Fraților, Dumnezeu din când în când ne cere să aducem jertfa care ne doare. Dar doar acesta este creștinism. Nu le poate să fie religie. Dumnezeu din când în când ne aduce, ne obligă să aducem o jertfă care să ne coste. Și din cauza aceasta am primit Duhul Sfânt ca să putem să omorâm, zice cuvântul lui Dumnezeu, să omorâm faptele trupului. Și spune, dacă prin Duhul omorâm faptele trupului, adică poftele, faptele eului, ale cărnii, zice, dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Amin. Și mai citesc încă ceva, tot din Romani, tot din textul acesta superb, pe care l-am citit, în versetul 6 zice așa: umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe
pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Amin. În adevăr, zice Scriptura, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după îndemnurile Duhului. Fiindcă, și auziți acum ce tare versetul ăsta și ce serios, fiindcă, 7, umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Amin. Și vorba vine versetul 13 și spune așa, dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele firii, faptele trupului și faptele firii, veți trăi. Amin. Fraților, creștinismul este o religie supranaturală și este superb să fii creștin. David și Avram au învățat un lucru foarte important, că Dumnezeu acceptă o singură jertfă. Jertfa care doare. Jertfa care costă. Eu vreau să pun o întrebare foarte serioasă. Ne mai costă pe noi ceva pocăința? Nu răspundeți cu voce. Ne mai doare pe noi jertfele care le aducem lui Dumnezeu? Pentru că fraților, surorilor, tinerilor, eu nu știu cine sunteți, nu știu ce planuri aveți, însă, cuvântul lui Dumnezeu în această după-amiază ne spune că dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi, asta înseamnă jertfa care doare. Și avem doi bărbați teribil de importanți în Vechiul Testament și avem și Noul Testament, Avram și David, ăștia au învățat cum este jertfa care doare. Și au adus lui Dumnezeu jertfă care doare. Acum, în partea finală a mesajului meu din această seară, aș vrea să învățăm iarăși un lucru foarte important. Care este diferența dintre jertfă și dar de bunăvoie? Care este diferența dintre jertfă și dar de bunăvoie? Probabil că unii știți, alții nu știți, dar nu vă necăjiți că de-aia biserica are pastor. Știți care este diferența între jertfă și dar de bunăvoie? Jertfa, fraților, implică sânge și moarte. Jertfa implică sânge și moarte. Darul de bunăvoie implică un pic de contribuții. Dar jertfa care doare implică sânge și în final implică moarte. Pentru că ăsta este cuvântul pe care Dumnezeu îl dă în această zi de coborâre a Duhului Sfânt aici pe pământ. Spune, dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele firii, veți trăi slavă lui Dumnezeu. Însă ca să putem trăi, fraților, trebuie să ne obișnuim să aducem jertfa care ne doare. Jertfa care ne doare. Știți care este diferența între jertfă și dar de bunăvoie? Jertfa implică sânge și moarte. Darul de bunăvoie implică doar contribuție. Lipsa sângelui și lipsa morții. Și ce ne place nouă în creștinism? Acceptăm că trebuie să mai contribuim. Și suntem dispuși că ne costă un pic de contribuție. Însă știți ce nu ne place nouă unor angelism? Nu ne plac jertfele. Nu ne place să aducem jertfa care doare. Suntem dispuși să aducem contribuție. Știți? Și dăm leul nostru de fiecare dată când trece săculețul. Mă rog, dăm leul sau 50 de bani. Mă rog, cât mai puțin. Asta este o contribuție de care Dumnezeu nu se bucură. Știți de ce se bucură Dumnezeu? De jertfa care doare. De jertfa care doare. Și Avram și David au înțeles că jertfa care doare este vitală. Este vitală. Știți? Totul pentru Dumnezeu trebuie să ne coste. Asta este învățătura fundamentală a Scripturii. Asta este creștinism adevărat. Dar asta este religie. Totul, vă rog să notați asta în minte, în inimă, unde vreți dumneavoastră, dar în minte și în inimă. Totul pentru Domnul trebuie să coste. Și vă dau câteva exemple prin contrast. Păi, lucrarea lumii ne-a costat. Lucrarea lumii costă și ea. Țigările costă. Am avut în urmă câteva săptămâni
adică doi, amândoi, pardon, unul fumau. Niște băieți frumoși, domnule, frați, unul pipa toată ziua. Și până la urmă, devenire la asta și a spus, domnule, te rog, nu mai fuma în casa mea. Că ne intoxice. Și bine, băiatul cu bun simț, știți? Și la unde mă, cât te costă pe tine, domnule, un pachet de țigări pe zi? Păi zice că am 10 lei, 11 lei. Mamă, zic, tu știi ce faci cu ăștia 10-11 lei? Mai bine mie, da, mie, mă. Păi tu știi ce faci cu ăștia 10-11 lei? Îi arzi. Iei plicheta sau chibritul și arzi în fiecare zi. Și imaginează-ți în fiecare zi. Și ce înseamnă asta? În fiecare zi 10 lei. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă pe lună vreo 3 milioane. Dă numai pentru țigări. Și acum asta înmulțiți cu 12 și vedeți unde ajungeți și vor înmulțiți cu 24 și înmulțiți cu, eu știu cu ce vreți să mai înmulțiți și tot înmulțiți. Și să vedeți cum oamenii ar bani. Știți? Lucrarea lumii costă. Țigările costă, băutura costă, drogurile costă și câte costă și alea, mofturile costă, lucrarea lumii costă, concediile te costă. Unde o să mergeți vara asta? Unde? În Corfu? Unde mergeți? Unde mergeți? În Caraibe? Nu știu unde veți merge în concediu. În America? Unde mergeți în concediu? Vara asta, alții vor merge la lucru. Însă lucrarea lumii costă, fraților. Afacerile costă. Hobby-urile costă. Chefurile costă. Toate costă. Ce vreau să spun este că lucrarea lumii costă. Și ce spune Vladimir Pustan, ăsta e un faimos predicator pentecostal, zice, cum ne-am pocăit, cum vrem să fie totul gratis? Și avea dreptate. Și Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Și Dumnezeu spune, cum ne-am pocăit, vrem Biblie gratis, carte de cântări gratis, predici gratis, închinare gratis, vrem totul de gratis. Dom'le, să nu ne mai coste nimic. Dar asta este o jertfă pe care Dumnezeu nu o acceptă. Dumnezeu nu are nevoie de un asemenea creștinism. Știți? Și am sesizat. Vă spun acum o chestiune din experiență. Dacă vrei să cureți puțin biserica, să o purifici, ia numai spune-le fraților să dea zeciuială. Și nu mai vin. Se înjumătăcește. Mai vin 25%, mai vin 35%. Ia numai să venim duminica viitoare să spunem orice frate și soră care vrea să devină membru la stânca, trebuie să dea zeciuială. Regula aceasta există deja. Mulțumesc de aminul puternic. Nu, serios. Aici, la stânca, orice frate, orice soră care este membru, trebuie, prin statut, să dea zeciuială. Aleluia, încerc să mă simt bine. Bine, e adevărat, luminat să vin față în cruntare. Am înțeles și lucrul, am înțeles mesajul acela. Însă așa e că este neplăcut să ți se predice că trebuie să dea zeciuială. Știi? Pentru că zeciuiala este jertfa care doare. Este jertfa care costă. Este mai mult decât contribuție. Asta este jertfa care costă. Știi? Dacă vrei să purifici biserica, nu mai spune-le de zeciuială. Spune-le că trebuie să dea mai mulți bani. Și să știi că se duc la alte biserici, unde nu se construiește. Că avem câțiva amici așa, în ghilimele, care când au auzit că trebuie să dea bani pentru pământ la stânca, nu mai vine la stânca. Se duc acolo unde nu trebuie să dea niciun ban. Nu mai costă nimic închinarea, decât doar un leu. Ce mă mai enervez câteodată, iertați-vă că fac paranteza asta. Când văd că unii oameni care se consideră închinători adevărați sunt cei mai zgârciți oameni. Sunt niște zgârcomani, nici nu vor să dea mâna cu tine. Știi, ca să nu se sperie după aceea. Atunci cheltuiesc apă și trebuie să fum. Însă ei au impresia că sunt creștini și sunt după voia lui Dumnezeu și mai au impresia că și Duhul lui Dumnezeu locuiește în ei. Dacă vrei să cureți puțin și să purifici biserica, spune-le la celor de la catecheză că trebuie să dea zeciulea. Și a doua întâlnire nu o să mai vină atâția. Pentru că oamenilor nu le place jertfa care costă. Dar tocmai asta place lui Dumnezeu, jertfa care doare. Amin. Să mai spun că un lucru. Când unei frizerițe sau chelnărițe, sau frizer sau chelnăr, îi dai bacșiș 5 lei, 10 lei sau 15 lei, și îi lași bacșiș când te duci la restaurant, îi lași 10, 15 lei bacșiș că ți-e rușine. Dar la casa Domnului dai un leu.
ai o blasfemie. Ai rușine. Îi dai palme lui Dumnezeu când faci așa. Și eu și tu. Și oricine ar fi frățul. Mi-e rușine să mă duc la restaurant și să nu dau chelneriței și chelnerului un bacșiș acolo, dar dacă îi lași un leu. Ți-e rușine. Dar la casa Domnului, cum se face că nu este rușine, fraților? Eu nu vorbesc acum despre cei ce nu au bani și trăiesc dintr-o pensie necăjită, ci vorbesc despre cei ce își permit să dea mai mult decât un leu, dar dau doar un leu. Eu nu vă cer, eu nu știu cât dați bani. Și ce mă interesează cât dați bani? Și dacă dați bani, că Dumnezeu va purta de grijă. Dacă nu dai tu, vine altul și dă dublu. Dar fii atent că tu nu ești scuzat. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce este jertfa care doare. Ce este jertfa care doare. Știi ce? Haideți să învățăm să nu-i mai dăm lui Dumnezeu palme. Adică îi dăm fărmiturile zgârceniei noastre. Știi? Am văzut, acum, nu, asta nu se întâmplă aici. La Sebiș. Trece coșul de colectă pe un rând așa. Și am văzut eu un frate, când trece coșul de colectă, faci așa. Să uită, dă mâna în spate, să uită, știi ce? A trecut coșul. Pentru că ori n-are bani, ori este zgârcit. Dom'le, dacă n-are bani, slavă Domnului, adică nu slavă Domnului, da? Dacă n-are bani, nu se legă. Dar dacă este zgârcit, e tragic. Pentru că lui nu-i place jertfa care doare. Lui place un pic de contribuție din când în când, atunci când are el chef. Dar aia este o jertfă care, care îi scârpește pe Dumnezeu. Care îi total displace lui Dumnezeu. Văduva săracă. A adus jertfa care doare. E adevărat că i-a dat doar doi bănuți, Domnului. Doi bănuți sunt doi bănuți. Din aștept, doi bănuți contăm noi pe la alimentare. Vă rog, ce ea mai dăm sau nu mai luăm. Dar doi bănuți n-au valoare. Și totuși, Domnul Iisus Hristos s-a uitat când era acolo în templu, stătea tot mai lângă coșul de colectă. Și spre surprinderea noastră, se uita cu atenție fiecare cât dă. Dar Domnul, așa că își băga nasul de nou. Adică dau eu pentru tine, dar nu trebuie să știi tu când da. Dar Domnul stătea acolo la coșul de colectă și se uita la fiecare când vedea. Acum, eu am observat ceva și nu, eu nu spun cu adresă, dar am călăuzirea aceasta din partea Domnului să vă spun. Eu am văzut cum dăm noi bani, toți. Îi strângem în mână și punem mâna de în sac, să nu vadă nimeni. Și ce faci? Nu te judecă nimeni. Pentru că este între tine și Dumnezeu. Dar să știi, Domnul se uită la exact cât dai tu. S-a uitat la femeia aceea și a văzut că a dat doi bănuți și zice, uite, a dat doi bănuți. Însă tu mai spune cum se crede. Domnul se uită și la cât dai, dar mai ales la cât reții. Și la cât nu dai. Amin. Domnul vrea să vadă dacă suntem dispuși să dăm lui și să-i aducem lui jertfa care doare. Doar aceea este plăcută lui Dumnezeu. Jertfa care nu te doare, nu jertfă. Dumnezeu ne spune prin Scripturi că avem nevoie de bărbați ca Avram și ca David. Care au învățat ce înseamnă prin Duhul să facă să moară faptele firii pământești. Și în felul acesta ei să trăiască spre slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și mai spun încă un lucru și închei imediat. Știți, jertfa în sine pe care a adus-o femeia aia n-a fost mare. Pentru că a fost doar doi bănuți. Însă Domnul Iisus Hristos o ia ca exemplu și spune, ia adus jertfa care doare pentru că nu i-a mai rămas cu nimic să trăiască. A dat ultimii doi bănuți. Observați, Iisus Hristos se uită și la cât dai, dar Iisus Hristos se uită și la cât nu dai și ții pentru tine. Domnul Iisus Hristos se uită și la cum cheltuiești, dar Domnul Iisus Hristos se uită și cum la nu cheltuiești și ce faci cu banii pe care nu-i dai pentru El. Însă Domnul ne poruncește să-i aducem lui, fie că este vorba de bani, fie că este vorba de timp, fie că este vorba de euul meu, Domnul îmi cere să-i aduc jertfa care mă doare. Știți cum se poate face asta? Doar
prin Duhul Sfânt. Slavă Lui Dumnezeu! Noi în această seară sărbătorim venirea Duhului Sfânt în biserică. Sărbătorim venirea Duhului Sfânt în inima noastră. Să știți că Domnul ne cerea, în Vechiul Testament, Dumnezeu cerea o chestiune foarte importantă și a zis, când aduceți pentru mine o jertfă la templu, zice, mielul să fie fără cusur. Fără pată. Amin. Amin. Mai țineți minte că astea erau pretențiile și porunca lui Dumnezeu. Și m-am gândit, Doamne, dar de ce ne-ai zis, le-ai zis evreilor să aducă un miel fără cusur? Și ce răspuns am găsit? Păi, dacă Domnul spunea doar să aduceți un miel, zice, ar fi venit evreii, spunea un comentator, cu toți șchiopii, cu toți chiorii, miei, știi? Așa cum dăm noi haine la ajutorare, știi? Tot ce nu mai avem noi nevoie prin casă, punem în saci și dăm numele Domnului mai departe. Și facem pe Rusabie, și Domnul am rezolvat estul și vestul și nordul și sudul, i-am îmbrăcat pe aia. Zice Dumnezeu, mielul să fie fără cusur. Adică, trebuie să aduci o jertfă care te costă. Trebuie să-i dai lui Dumnezeu jertfa care te doare. Trebuie să-i dai lui Dumnezeu ce ai tu mai bun și trebuie să-i dau lui Dumnezeu din toată inima. Trebuie să învățăm, frați și surori și stimați ascultători, că jertfa care doare, doar ea, este primită de Dumnezeu. Și vă dau un exemplu foarte important. Cain și Abel. Cain și Abel. Știți? Fiecare a adus Domnului câte o jertfă. Cain a adus o jertfă din roadele pământului. Și ce era aia? Contribuție. Era dar de bunăvoie. Dar Abel a adus o jertfă care doar implica sânge și moarte. Dumnezeu a primit, a privit cu plăcere la jertfa lui Abel, dar la jertfa lui Cain n-a primit, n-a privit cu plăcere. Și zice, una era contribuție, o simplă contribuție din roadele pământului. Cealaltă era jertfă care doar implica sânge și moarte. Eu închei cu acest verset pe care îl consider foarte important pentru fiecare dintre noi. Versetul acesta este vital pentru noi toți. Roman 8:13. Vă rog să îl subliniați în Biblia dumneavoastră. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Amin. Jertfa care doare înseamnă să renunți de bunăvoie la patimile tale. Jertfa care doare înseamnă să-ți omori euul. Cineva spunea că cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru euul tău este să-l răstignești. Jertfa care doare înseamnă că trebuie să-ți omori mofturile tale, fițele tale. Jertfa care doare înseamnă că trebuie să-ți omori pornirile tale. Jertfa care doare înseamnă că trebuie să-ți omori nervii tăi, iuțimile tale, tulburările tale, spumele la gure. Astea trebuie să le omori, pentru că trebuie să învățăm să aducem jertfă care doare. Doar aceea este primită înaintea lui Dumnezeu. Doar când aduc jertfă care doare prin Duhul Sfânt, acela este creștinism autentic, adică este religie. Și poți să ai cea mai bună religie și frumoasă. Poți să fii cel mai tare baptist și pentecostal și ortodox și catolic din lume. Pe Domnul îl interesează să aducem jertfa care ne doare. Și jertfa care ne doare poate să vină în viața mea numai și numai prin Duhul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Închei cu această întrebare încă o dată. Fraților, noi mai aducem jertfe plăcute înaintea Domnului? Sau noi aducem înaintea Domnului doar jertfe care ne plac nouă, dar displac Domnului? Noi chiar mai suntem creștini sau doar ni se pare că suntem creștini? Prin Duhul Sfânt eu sunt chemat să aduc jertfa care doare. Prin Duhul Sfânt eu sunt chemat să îmi omor toate fițele mele, toate psihologiile mele nebiblice, toate principiile mele nebiblice, toate trăirile mele nebiblice. Dumnezeu spune, adu-le ca jertfă și trebuie să te doară. Mai bine să te doară acum! Puțin! Decât să te doare dincolo în eternitate o veșnicie întreagă. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva.
Eu nu știu ce, de ce trebuie să te pocăiești tu. Eu nu știu care este jertfa pe care tu trebuie să o aduci. Jertfa care doare. Dar s-ar putea să fie câte o chichiță în viața ta. Câte un păcat. Fii atent. Trebuie să-L omori. Și se poate. Prin Duhul Sfânt. Poate că relația cu tine nu merge bine. Poate că relația cu soțul tău nu merge bine din cauza ta. Trebuie să aduci jertfa care doare și se poate prin Duhul Sfânt. Din cauza aceasta mi s-a dat Duhul Sfânt. Ca să putem trăi plăcuți înaintea lui Dumnezeu și ca să putem răstigni faptele firii pământești și prin Duhul să trăim. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin.